Trei întrebări cretine, câți dintre voi fac SEO? Destul de mulți. Câți dintre voi au blog? Toată lumea. Câți dintre voi scriu despre SEO pe blog? Doi? Patru. Asta este o problemă mare. De ce? Pentru că ce o să discutăm în jumătate de oră pe care o am, s-ar fi bazat foarte mult pe feedback-ul vostru pe care în principiu ar trebui să-l dați înapoi oamenilor de pe .ro. Internetul în principal se bazează pe sharing. Ați aflat, ați testat, ați auzit, dați mai departe, dați link-uri fără nou follow, lăsați misteria asta cu PageRank-ul, ajutați dând link-uri către oameni și nu țineți secretele pe parte de SEO doar pentru voi. Pentru că în felul ăsta nu evoluăm și internetul principal cu pin sharing înseamnă evoluție. Dacă am aflat un lucru și îl ținem doar pentru noi, într-adevăr, e super ok pentru că știm doar noi, dar în ideea asta nu o să ne dovedim niciodată că, într-adevăr, ceea ce facem e ok sau nu e ok. Să începem. Măi, m-ai omorât. Da. De 5 ani, 6 ani când prestez în domeniul ăsta, am o grămadă de clienți care vin și cer SEO. SEO în România înseamnă în principal trafic. Foarte mult trafic, indiferent. Trafic să vină de pe ori, tot felul de cuvinte cheie, trafic și succes, asta să facem .ro. În special, toată lumea știe să facă SEO. Asta e o problemă destul de mare pentru că de fapt, e cu două părți. O problemă mare pentru că nu toată lumea reușește într-adevăr să facă SEO. Cei care nu reușesc să facă, îl fac prost. Partea pozitivă e că din ce în ce mai multă lume e interesată de domeniul ăsta, ceea ce e ok pentru că SEO în principal are ca scop promovarea afacerilor în principal pe care le dețineți. Oamenii caută, e o chestie foarte interesantă de studiat. Eu am făcut niște teste pe chestia asta. Românii, dar în general oamenii obișnuiesc să caute pe Google ca și cum ar vorbi cu Dumnezeu. De ce? Prietena mea e albastră. Cum să fac să devin nu știu mai ce. Sunt niște informații pe care ei obișnuiesc să le caute. Sunt în general informații, marelor majoritate sunt informații care nu au caracter comercial, sunt non-comerciale, dar care într-un final ele își pot găsi o rezolvare cu partea de comercial. Trebuie doar să știți să le speculați. De lungă durată, costurile convin, probabil că știți lucrurile astea, s-a făcut și pe subiectul ăsta, ceea ce e super ok. O direcție, mie mi se pare nouă, într-o SEO se face în special pentru vizitatori și pentru roboți. Optimizați on-page pentru oameni, prin off-page pentru roboți și pentru toată gama de diferiți crawler care accesează site-ul, care mai târziu o să vă rancheze pe anumite căutări. Cum invers? Prestatorii SEO. Tricky și faza asta. În general ar trebui să alegem oameni care au în spate o anumită reputație. De asta am pus întrebarea, cele trei întrebări idiote, pentru că în principal, un client când se adresează unui prestator SEO, el în principal ar trebui să ceară niște lucruri foarte clare. Un background, da? Deci ce a lucrat, ce rezultate are, cât de mult știe să lucreze și ce etică, lucru iar foarte important, are prestatorul respectiv. Recomandările, eu pot să vă spun că în principal afacerea pe care o am și ceea ce am făcut, fac în special pe partea de recomandări. Am renunțat de pe 2 ani de zile de a mai lua clienți de pe site prin contactele trimise de diferiți oameni. Asta pentru că recomandările, în general, vă facilitează negocierea unor prețuri. Oamenii care vin de pe recomandări sunt cât de cât informați despre ceea ce înseamnă SEO. O să vă fie mai ușor să lucrați cu ei. Oamenii care vin pur și simplu vreau și eu SEO pentru site-ul meu de manele sau tot felul chestii genul ăsta, nu vă ajută cine știe ce. Iar important, o practică în .ro se garantează rezultate. Rezultatele nu se garantează.
putem garanta îmbunătățiri de situații, de backlink-uri, de poziționare la căutări, de o navigare mai ușoară, de conversii, puteți face lucrurile astea. Nu se garantează rezultate la Google, deci și în special locul 1. Puteți estima, veți ajunge top 5, top 3, top 10, prima pagină, chestii genul ăsta. Dar garantarea locului 1 e o prostie și, în general, clienții ar trebui să știe că lucrul ăsta nu e ok. Aici o discuție destul de lungă cu taxarea pe locuri și nu pe trafic. Sunt destul de mulți care taxează clienții pe creșterile de trafic. Eu nu prea sunt de acord cu chestia asta. Scopul principal al unui SEO, plecând de la partea de on-page, e să creeze un conținut, să optimizeze un conținut deja existent, dacă nu să-l creeze, astfel încât paginile respective să iasă la căutări. Automat, paginile, căutările respective, poziționarea la anumite căutări, generează trafic. Deci scopul principal nu e să aduceți trafic, ci e să optimizați site-ul. Să aveți conținut pentru utilizatori, în primul rând să-l aveți în cap pe cel care tastează și ajunge la voi pe site, apoi numărul lor se poate mări în funcție de ceea ce faceți pe site cu partea de online. Deci eu, în primul rând, taxez pe partea de rezultat pe poziționare și nu pe numărul de vizitatori care se aduc. Un exemplu simplu, clientul se așteaptă la 5.000 de vizitatori pe zi pe un cuvânt cheie general pe care îl urc. Dacă într-o săptămână cuvântul cheie respectiv nu aduce 5.000 și aduce 2.000, eu n-am făcut nimic. De ce? Pentru că eu am taxat pe trafic și nu pe cuvânt cheie. Dar eu, în principiu, site-ul l-am dus pe locul 1. Dacă în două zile nu sunt oameni care... Și au fost momente, chiar de când cu criza în mai, au fost o perioadă în august, este o perioadă traficul care, în general, ține de perioade de timp în care utilizatorii au interese pe online sau sunt în vacanță, chestii genul ăsta. În momentul respectiv, nu poți garanta trafic. În august nu caută nimeni pe internet, nu poți să garantezi trafic în august. Ceea ce e o prostie. Totuși, locul 1 îl pot ajunge. Locul 1, locul 2, locul 3 sau ce loc ajunge. Atunci e preferat căutările și nu... Ce să le cerem? Iar aveți în cap, întotdeauna, în minte, optimizarea site-ului pentru utilizatori și apoi pentru motoarele de căutare. De ce? Pentru că degeaba aduceți trafic către site-ul pe căutări, dacă site-ul, până la urmă, nu e optimizat pentru utilizator. Eu am și publicat câteva dintre ele, deja au și început să deranjeze astfel de studii sau astfel de teste. Se aduce foarte mult trafic, pentru că volumul contează într-o afacere, după părerea multora. Traficul adus se pierde pe tot felul de chestii care țin de uzabilitate și de comportamentul utilizatorului. Coșuri pe partea de e-commerce, făcute foarte prost. Prețurile afișate aiurea. Nu au un internal linking pentru navigarea pe site. Nu au informații care să ajute și să facă trimitere cât mai mult pentru căutările pe long tail. Foarte simplu, ce vrei să ieși? Vreau să ies pe locul 1 la căutarea laptop. De ce? Păi pentru că aduce volum. Foarte mult trafic. Cât din ele sunt conversii? Destul de puține. Am niște date, mai târziu dacă o să vreți o să le dau. Ieri le-am dat la Online Shift. Comparativ, spre exemplu, în magazin online, nu dau nume că n-are rost, căutări aduse pe un volum, deci pe un număr de cuvinte cheie, între 3 și 4 cuvinte cheie la căutare, au adus procent mult mai mare de conversie decât căutările venite de pe căutări pe un cuvânt și două. Ceea ce înseamnă că pe long tail, fără efort, oamenii au convertit cu mult mai mult. Efort financiar și apoi partea de efort fizic s-a dat calculator și lucrat. În principal, long tail-ul convertește mult mai bine, ține de comportamentul utilizatorului. Voi, atunci când căutați, pe exemplu, un produs, în special ne raportăm la produse, nu o să căutați laptop. Dacă căutați laptop, automat, imediat o să vă redefiniți căutarea, mai adăugând un cuvânt cheie, care să nișeze, să specifice pe cât posibil căutarea respectivă. Ați ajuns la două cuvinte cheie. O să vedeți că nici măcar două cuvinte cheie nu vă ajută, deja o să treceți la 3, 4 cuvinte cheie.
număr de concurenție din ce mai mic la căutarea respective, rezultatele sunt mult mai relevante, șansele de a compite cu mult mai mari, ceea ce într-un fel e și logic. În punct.ro oamenii se bat pe volum și nu pe cantitate și volumul de cantitate, ceea ce e o pierdere. În fine. Trebuie să corectați eventual erori de pe site. Marelor majoritate. Site-urile, în general, au erori. Nu toată lumea știe să facă SEO cum trebuie. Trebuie să vă asumați acest lucru, să corectați eventuale lucruri, să analizați concurența și modul lor de depășire rezultate de trafic. SEO, chiar și cei de pe PPC, sunt destul de buni spion. Trebuie să vedeți pașii, cum au reușit concurenții voștri să ajungă acolo unde sunt ei. Și să interpretați, să analizați și să folosiți metodele lor, astfel încât să vă îndepliniți și voi scopul propus. Cuvinte cheie relevante. Repet, iar mult din ceea ce înseamnă SEO și mai târziu o să vedeți PPC, chiar și marketingul afiliat, ține de cuvintele cheie, modul cum le alegeți, concurența pe care o aveți la cuvintele cheie, long tail pe care îl folosiți, mesajele pe care o să le folosiți și scopul lor, într-un final, sunt în atribuția voastră, sunteți responsabili pentru ceea ce se întâmplă, trebuie să aveți grijă ca ele să dea satisfacție clienților și site-ului lor. Da? Site-ul ăsta e pus pentru că am întâlnit destul de mulți oameni din domeniu care nu țin cont de concurenți. Avem prejudecăți în privința concurenților, de cele mai multe ori obișnuim să spunem, a, uite ce site are ăla, n-are treabă niciodată, eu nu pot să-mi dau seama cum e pe locul 1. N-are nicio importanță, e deja pe locul 1. Prejudecățile privind design-ul, mai știu ce alte lucruri, prețurile, omule, vezi că am prețurile mai ieftine, dar Google nu ține cont de chestia asta. Google la un magazin online nu analizează prețurile, și analizează partea on-page și partea off-page. Deci prejudecățile genul ăsta vă sunt vouă de favor. Pe lângă partea de SEO pe care o puteți observa de la concurenți, puteți învăța și modul cum fac ei afaceri sau cum reușesc. Foarte simplu, destul de simplu de decriptat faza asta. Cum să te evaluezi ca fiind bun dacă nu ai un concurent? Asta înseamnă monopol. Dar în momentul în care ai concurenți, poți să zici, sunt la nivelul ăsta, sunt mai jos, sunt mai sus. Concurenții dau nota pe care voi ar trebui să o aveți privind serviciile pe care le prestați și rezultatele. Locul 1 ar fi o pitiseală, o mâncănie, dacă n-am avea concurenții. Eu cel puțin sunt foarte tentat așa când văd, pe exemplu, am un site care e pe locul 1 la o căutare, urmăresc zilnic ceea ce se întâmplă cu break-ul respectiv. Bine, de multe ori nu sunt fluctuații, site-urile stau pe locul 1, dar periodic mai sunt fluctuații, apare un concurent de-a meu în față. Ceea ce înseamnă că de fiecare dată concurența lucrează și noi omițând lucrul ăsta, de fapt și de drept, nu suntem mai buni decât ei, decât prin faptul că am reușit să ajungem pe locul 1. Și nu ținem cont de ei care totdeauna vor să ne depășească. Ceea ce e normal, e o afacere, e o concurență. Deci trebuie ținut cont de ei. Întrebare pe care clienții o au întotdeauna când se văd primele rezultate. În 2 zile, în 3 zile, în 4 ore, în 5 ore. Diferența dintre indexare și ranking. În principal, on-page-ul. Partea de on-page contează foarte mult, partea de conținut. Dar conținutul nu ar fi de ajuns decât pentru long tail dacă nu am avea partea de off-page susținerea prin link-uri relevante, link-uri care de prin simplu fapt că ne ridică la căutări pot aduce și trafic care se convertează. Relevanța de fapt de pe paginile care primit link-uri au dublu sens. Ranking, refer la poziționări pe cuvinte cheie, plus în cazul în care sunteți un magazin online, conversii, ceea ce la fel e foarte important. Evident, concurența contează. Concurența la căutări, modul când sunt ei optimizate, funcția asta
puteți evalua între 2, 4, 6 luni, un an de zile, da, pe turism. Răzvan știe destul de bine. Sau pe alte nișe IT, e-commerce, unei... E un box foarte mare acolo. Slide-ul ăsta acolo încă e adăugat nou. Eu am făcut un studiu. Hai să vă mai spun o dată, l-am spus și el, dar zic și azi. Niște date pe un magazin online, nu o să zic numele, am vreo 3 aici, dar iau random, dar ce importanță. Pe un an de zile, traficul a dus de pe căutări. Un cuvânt cheie. Deci trafic adus de pe un cuvânt cheie. Vizite cu brand, unde brandul reprezintă numele site-ului sau numele firmei în principal. Deci vizite cu brand 7911. Conversii cu brand 1921. Vizite fără brand 522. Conversii fără brand 94. Două cuvinte cheie. Vizite cu brand 5358. Conversii cu brand 1039. Vizite fără brand 1992. Conversii fără brand 428. Trei cuvinte cheie. Vizite 3666. Deci vizite cu brand. Conversii cu brand 778. Conversii fără brand. Vizite fără brand 3295. Conversii fără brand 616. Patru cuvinte cheie. Vizite cu brand 365, conversii cu brand 360. Vizite fără brand 349, conversii fără brand 344. Am idee dacă ați ținut toate datele astea, ideea e foarte simplă. Traficul adus pe 34 cuvinte cheie, raportându-le la volumul adus de un cuvânt și două cuvinte cheie, a convertit mult mai bine. Un efort mult mai mic. Ca să fie clar, degeaba ne strofocăm să urcăm site-urile pe locul 1 la laptop, turism, cazare, mofturi și alte prostii, dacă traficul respectiv nu aduce conversii. În special eu mă refer la magazin online acum, dar chiar și pe servicii, spre exemplu, se poate conversi și chestia asta. Iar long-tail-ul a adus, chiar dacă a adus un trafic ceva mai mic, conversia a fost 92%, 98%, 100%. Da, dar e un magazin. Da, e ok chestia asta, dar ideea e că folosind brandul, deci numele magazinului, conversiile nu sunt. Și aici ne raportăm la conversii. Degeaba am trafic 7000 și ceva de vizitatori care folosesc numele magazinului, dacă ei nu cumpără. Da, și aici ne dăm seama de încrederea și interesul în brandurile care se afișează în .ro. Magazinul cu tare, au atâția vizitatori, au conversia câte? Care folosesc în căutări numele brandului. Foarte mică. Din 7000, abia 300 și ceva de conversii. Iar fără, deci căutări pe 4 cuvinte cheie, fără numele brandului, din 300 și ceva, sunt tot 300, sunt fără 4 conversii. Da? Deci long tail-ul pe 3-4 cuvinte cheie, n-am făcut pe 5 cuvinte cheie, că deja era numai de rost. Contează foarte mult chestia asta. Și long tail-ul este important. Eu anul ăsta mi-am pus să studiez. Îl studiez pe .ro în principal. E o chestie foarte interesantă de studiat și interesant de văzut comportamentul utilizatorilor pe long tail. Cred că am trecut cam repede. Nu, long tail, da. Homepage, iar vorbim de homepage, dacă au efect asupra poziționare. Dar au efect. Eu am pățit destul de des, de exemplu, un contract pe care fac cu clienții e o chestie specificată foarte clară. În momentul în care clientul modifică site-ul fără aprobarea mea, pe ceea ce ține de conținut, eu nu mai sunt responsabil de rezultate. E logic și e foarte simplu. Dacă eu susțin anumite modificări pe site pentru că le consider în regulă, modificările respective sunt în responsabilitatea mea, ele au ca efect creșterea sau scăderea la rezultate, dar eu sunt responsabil de așa ceva. Clienții obișnuiesc să se bage peste. De ce? Pentru că așa știu eu că e mai bine. Nu, nu e mai bine, pentru că responsabilitatea este a mea, nu a lui, a clientului. Da? Deci
țineți cont de tot ceea ce înseamnă modificări în timpul optimizărilor, înainte de a lansa site-ul, după, ele au efect și sunt multe din ele. Eu am văzut chestii genul ăsta, site-ul a fost lansat, dat drumul la apă, dat șampania de el, nu știu mai ce, vom face succes, vom nu știu mai ce, o simplă modificare în robustețită, râsul toată treaba. Nu era... Deci eu și un presator SEO, un consultant pe partea de SEO, trebuie să acoperi toate zonele. Iar specificația a fost foarte clară pe partea de RSS, de robustețită, că site-ul trebuie lăsat la indexat. Un meșter, ca să-l numesc așa, anonim, a gândit el că ar fi bine să pună din zălau bară, ceea ce înseamnă că site-ul a fost scos la din căutări. Clientul, care nu știa ce a făcut angajatul sau partea terță din tot angajamentul ăsta, normal au venit la mine. Omule, ce se întâmplă? Am dispărut la căutări. Hai să analizăm. Duci, să vezi postul, vezi IP-urile, vezi backlink-urile, dacă e penalizare, dacă nu e penalizare, că la unde astea și te gândești, s-ar putea să fie într-adevăr problema mea, eu am greșit undeva. Și un mic robot XT, care e un fișier care nu conține foarte multe chestii, în loc să aibă dizălau două puncte nimic, avea slash-ul respectiv care este gestionat tot. Site-ul a fost scos de la căutări. Încerci de încă vreo 2-3 luni zile să-l aduci, pentru că Google trebuie să te reevalueze. Deci totdeauna dacă prestatorul pe care l-ați angajat zice că ar trebui așa, lăsați-l că e responsabilitatea lui, el o să dreagă lucrurile. Dacă o să greșească, opriți contractul cu el, căutați pe cineva, dar nu vă băgați, pentru că greșelile pe care dumneavoastră le puteți face, el deja nu mai are responsabilitate pe domeniul respectiv. Și atunci n-ați făcut nimic. Iar important, și aici e o chestie destul de ciudată, chiar și pe IP-ul diferă rezultatele. Deci un Iași pe laptop, chiar m-am asigurat cuvântul ăsta laptop, la o căutare, un site al clientului e pe locul 1, în București e pe locul 3. Care e problema? Păi e blocat pe... Una. Doi, sunt... Da. Doi și trei depinde de hosting, de providerul de internet. Așa. În funcție de asta, deci, Google afișează rezultate diferite. Bun, astea sunt cazurile pe care le poți explica, dar de cele mai multe ori lucrurile nu prea pot fi explicate pentru că Google, în principal, obișnuiește să reevalueze site-urile, să le revadă, să le repoziționeze. E un lucru normal, într-un anumit lucru. Faptul că un site are fluctuații la căutări, înseamnă că Google e atent cu ceea ce postați pe site. Deci trebuie muncit la el, astfel încât să stabilizați. Hai să văd chestia, nimic de speriat sau chestia asta. Deci concurența lucrează, indexările sunt făcute de Google, aici nu putem lucra cu Google, n-am ce să zic, nu pot să-l sun pe Google, vezi site-ul respectiv, țin la poziționări. Actualizările știți și voi, se fac tot felul de updates. Haideți să vă arăt cum arată. Eu folosesc un tool, singurul tool plătit pe partea de SEO, în rest nu folosesc nimic plătit. Nu pentru că nu sunt bune, doar pentru că nu sunt umane, sunt efectiv niște tool-uri care nu țin cont neapărat de partea umană. Ele au niște caracteristici standard, trebuie să aibă aia, așa. Dar el efectiv, ca partea umană, nu poate analiza ceea ce eu pot observa și atunci nu le folosesc și nu dau bani pe ele. Pluginele din Firefox sunt excelente, dacă știți să le interpretați, e foarte ușor. Bun. Imaginea de sus ar conține un rezultat general privind cuvintele cheie, evoluția la cuvintele cheie a unui client. În partea stângă aveți scorul, în partea dreaptă evoluția pe zi, ceea ce ar trebui să înțelegeți în felul următor. Un client care are sau face tracking pe 100 de cuvinte cheie, turul respectiv îl evaluează și zice, vizibilitatea ta ar fi de, cât de acolo, 50, urcă 58, coboară 52, coboară și mai tare, 48. Deci evoluția generală. Contează destul de mult ca să vedeți cam cum vă aflați poziționați pe o serie de mai multe cuvinte cheie, nu doar pe unul singur, două, trei sau cât aveți în targetul vostru. Imaginea de jos e pe un cuvânt cheie, nu zic că n-are rost, nu discutăm despre asta. Rankingul vedeți în stânga de la 0 la 100,
tot la fel pe zile. Da? Vedeți, fluctuațiile sunt foarte clare, site-urile cad, nu cad din cauza prestatorilor neapărat, dar și din cauza Google, care reevaluează site-urile și automat n-ai ce să faci Google, pentru că în principal nu poți face un contract cu Google pe care să zici, auzi, păstrează-mă foarte mult timp pe poziția respectivă. Fluctuațiile se fac din cauza diferențelor la două căutări, la cele două site-uri. Iar o chestie destul de tricky, care ține special de partea de etică. Sunt întrebări privind faptul că un prestator SEO poate ține două conturi a unor site-uri rivale concurente. Și dacă rezultatele principale diferă sau dacă un prestator poate lucra mai mult pentru un concurent și mai puțin pentru cealaltă. Dacă prestatorul de servicii îndeplinește o serie de principii privind etica, chestia asta n-ar trebui să deranjeze fără nicio problemă. Omul își face treaba. Diferențele survin de la factorii de influență. Postingul contează foarte mult. Iar se vorbește foarte puțin în .ro și eu chiar am atins destul de slab subiectul ăsta cu blogul meu. Contează foarte mult să aveți posting pe .ro. E important pentru că vă determinați în felul ăsta țara de origine. IP-ul contează destul de mult, să aveți un IP curat. Să nu aveți destul de multe site-uri pe sharing pe IP-ul respectiv. Partea on page pe care am discutat, link-urile de susținere, care și ele au o importanță destul de mare în funcție de relevanță. Relevanța nu înseamnă page rank. Mesajul meu ar fi să vă scoateți din cap page rank-ul. Page rank-ul nu are nicio treabă privind poziționare la căutări. Page-ul e o notă dată, o apreciere care nu are un efect direct asupra poziționării la căutări. Relevanța. Să vedeți, pe exemplu, pe jocuri, cred. Da? Deci sunt foarte mulți care ies pe la căutări de jocuri pentru că au de 15.000 de ori cuvântul cheie jocuri repetat în pagină. Da? O să aduceți un volum destul de mare de trafic. Bine, ei monetizează site-ul prin AdSense, ceea ce înseamnă că își au atins scopul. Dar în principiu, dacă nu aveți conținut care să fie relevant căutărilor în funcție de căutările care s-au făcut, user este pe site. Dar în funcție de, așa doar câțiva puși de mine, mai sunt un site urcă sau scade la o căutare, ceea ce ține de fluctuații. Iar un subiect este discutat în .ro. Înscrierile în directoare. Ele au efect. Sunt foarte mulți care predică faptul că pe .ro directoare nu merg, împotrivă ele chiar pot aduce o penalizare. Nu e adevărat. De 3 ani de zile nu scriu în directoare. Am reușit să urc site-uri la concurență, la cuvinte cheie concurență destul de mare. Ele merg, nicio problemă, trebuie doar să fiți atenți după anumite criterii. Și am să vi le și zic, să fie un stat pe .ro, nu pe domeniul .ro, ci pe hosting-ul de pe .ro, deci să fie românești, să vă dea link-ul, sunt foarte mulți care nu vă dau link-ul, deci voi aveți site, directoare românești sunt în jur de, nu știu, 500, să zicem, în funcție de sursă, numărul cu fiară. Din astea 500, cred că 300, 350 sunt bune. Restul sunt cu nofollow, cu scripturi. Nu vă dau link, tot felul de șmecherii dintre astea care, în principal, nu au niciun folos într-un final pentru site-ul pe care l-ați. Dar voi plătiți înscrierea. De asta zic, nu îmi plătiți înscrierea la numărul de directoare, ci pe rezultate. Da? Spre exemplu, sunt destul de mulți conversatori care fac înscriere în directoare și zic în felul următor. Păi bun, cât costă să mă înscrii în directoare? În câte ai? Am 5.000. Cât costă? 10 euro. Da? Aveți în două zile 5.000 de backlink-uri, de care o să vedeți doar 200, alea 200 o să fie de pe .com, nu o să mai aibă nicio relevanță, dar o să fiți mulțumesc că ați înscris virtual și imaginar, pentru că realitatea nu există așa ceva, în 5.000 de directoare web. Iar efectul lor e cam zero. 300 și ceva de directoare românești, triate cum trebuie, după anumite criterii, își fac treaba foarte lejer. Se fac cu strategii și analize prealabile. Analizele prealabile, le-am zis anterior, trebuie să vedeți de pe ce IP, cum vă dau link-ul, e cu nofollow, e prin scripturi, e direct, nu e direct. Strategia constă în principal
Și aici intervine rank tracker-ul. Eu, spre exemplu, scriu 10 directoare pe zi. Sunt mulți clienți care fac cu ochii mari, pătrați, când aud cum, doar 10 directoare pe zi, păi și eu când o să ies la căutări. Păi, oricum nu o să ieși la căutări în două zile la un cuvânt cheie mare. Și apoi, dacă tot e un cuvânt cheie mare, hai să stratificăm înscrierea în directoare, să o urmărim și să vedem evoluția lor. Spre exemplu, în două zile am 20 de directoare, să zicem prin 20 de directoare înscrise, din care în următoare două săptămâni de zile ai primești înapoi, nu știu dacă primești neapărat toate 20, dar să zicem măcar 15 primești. Bun, în momentul în care ele s-au propagat, rank tracker-ul, imaginea care vă arătați mai devreme, o să vă zică efectul pe care l-au. Dacă de la alea 20 de directoare pe care ați înscris pe cuvântul cheie, pe care, cu anchor text pe care l-ați ales, s-a văzut o creștere de 2, 3, 4, 5, 10, 15 poziții, înseamnă că sunteți pe calea cea bună. Încă 20. Încă 20. Dar s-a terminat. În 100 de directoare ați ajuns pe locul 1 la o căutare. Ce înseamnă acum? Restul directoare care v-au mai rămas din listă de 250, ce face? Luăm alt cuvânt cheie. În felul ăsta, folosind metoda asta de a scrie în directoare, ajunge să urcați site-urile la mai mult de un cuvânt cheie. Ceea ce e foarte important. În principal, pentru index, și aici vorbim în scriere în directoare doar de index, e indicat să folosiți 3-4 cuvinte cheie pentru index, nu mai mult. Am văzut o listă de 100 și ceva de cuvinte cheie pentru index. Domnule, dați-mi și mie, păi, ce cuvinte cheie pentru prima pagină? Și am primit o listă, bine, generată din AdWords, cuvinte cheie. Și am spus, limitați-vă la 3, 4, maxim 5 cuvinte cheie care să fie relevante pentru prima pagină. Video, telefon, nu telefon, telefon, tot fel de chestii genul ăsta care nu au un efect destul de bun. Ei, făcând mod, având strategia asta de a scrie în directoare, puteți să urcați și să evoluați și să țineți un tracking pe ceea ce înseamnă cărți la poziție. Deci rank-ul respectiv. În momentul în care înscrieți 5.000 de directoare, nu vă dați seama care din ele au fost bune, care au avut efect, care nu, care le-ați plătit degeaba și atunci nu aveți niciun rezultat care să vă mulțumească. Rapoarte, la fel, sunt inutile. Degeaba chinuiți un om să facă în fiecare zi rapoarte cu câte directoare am scris. Rezultatul final contează. Dacă omul își face treaba bine, rezultatul o să se cunoască imediat, fără nicio problemă. Link-uri cumpărate și site-wide. Pe.com nu funcționează. Nu le folosiți, evitați-le. E sfatul meu și am mai multe ori pe .com. Pe.ro, da, merg. Luați oricare site destul de mărișor, vedeți în Yahoo backlink-urile, o să vedeți că au un număr destul de mare de backlink-uri luat de pe un singur site, de pe un singur domeniu, în principiu. Ele merg, au efect, fără nicio problemă. Google nu agrează pe .com metoda asta, dar pe .ro, fiind o țară din lumea a treia a pieței Google, vă puteți face treaba foarte lejer. Sugestia etică e să jucați în limitele pe care Google le impune. Nu încercați scheme aiurea dacă nu știți și nu sunteți sigur, ele au efect. 5.000 de directoare într-o zi. Penalizare, prea multe backlink-uri. De ce? Tocmai, că nici măcar nu poți să dai seama. Sunt prea multe și nu le poți să faci. Garanții SEO. Nu se oferă, nu cereți așa ceva, e o iluzie. Se obișnuiește frecvent să se ofere astfel de garanții. Nu e etic. Nu e etic să cereți așa ceva și nici să se ofere. Nimeni nu poate garanta un rezultat. E o metodă prin care destul de multe firme ajung să obțină proiecte. Înțeleg metoda, dar în principal lucrurile astea nu sunt etice. În primul rând, pentru că Google în permanență modifică indexarea. În permanență reindexează. Luând backlink-uri, tot timpul o să-l chemați înapoi pe... O să chemați roboții lui Google să vă reevalueze, să vadă dacă link-urile pe care le-ați luat sunt relevante sau nu, dacă au efect. În momentul în care ați luat un număr de backlink-uri urcat, sunteți pe locul 1. Bun, nimeni nu vă poate garanta că o să reintați acolo. De ce? Aveți concurență, care întotdeauna o să lucreze. În concurență, țineți cont că Google face modificări, update-uri,
reindexări, tot felul de chestii genul ăsta. Deci în momentul în care vin și da, vă garantez locul 1, sănătate. Locul 1 e pentru alt. Da, factori de influență, modificările care nu țin de prestatori de servicii și țin mai degrabă de Google. Iar un lucru destul de discutat, estimări de prețuri. Eu le estimez în funcție de cuvinte cheie, de site-ul pe care îl optimizez și de concurență. Nu am văzut metode prin care firmele taxează, spre exemplu, pe numărul de rezultate la un cuvânt cheie. Se fac chiar și pachete. La 5 cuvinte cheie cu o concurență de nu știu mai câte rezultate, prețul ăsta. Mie nu mi se pare ok, mie mi se pare ok să am o listă de cuvinte cheie pentru care trebuie să optimizez. În funcție de asta eu îmi dau seama estimarea de preț financiar, efortul meu financiar și munca pe care eu trebuie să le pun orar, trebuie să analizez concurența, să văd cât de bine sunt susținut site-urile respective. În funcție de asta pot să estimez un preț final. Criteriile anterioare, ce am vorbit anterior legat de factorii de indexare, IP-uri, backlink-uri, chestii genul ăsta, au și ele un rol în estimarea de preț. La fel, prestatorul de serviciu ar trebui să țină cont de ele și să-și estimeze un preț. Negocierea. Din punctul meu de vedere, eu sunt sceptic pe ceea ce înseamnă .ro. Oamenii nu știu să negocieze, nu știu prețurile. Marea lor majoritate vin cu prețurile pe .com. Am văzut sume de genul $1,500, $7,000. Bine, nu vă mai zic cuvintele cheie, dar astea sunt alte lucruri. Nu. Prețurile trebuie să fie adaptate efortului de muncă românesc și a calității celui care prestează serviciul. De asta e bine să cereți rezultate anterioare, astfel încât să vă dați seama. Dacă a urcat un site pe un cuvânt cheie care are o concurență destul de mică și el vă cer un preț destul de mare, ceva e tricky. Dacă într-adevăr are rezultate pe o concurență destul de mare și într-adevăr vă cere un preț destul de mare, e posibil să merite. Deci atunci un preț nu poate fi garantat cu ăsta. Deci estimările de prețuri sunt tatonări, discuții, cum negociază Becali cu Caramiene, se ceartă, vine din amă, fac tot felul scheme. Ceva în genul ăsta, oricum încercați să obțineți prețul cel mai bun, dar bazat nu pe faptul că persoana respectivă a promis niște lucruri, ci bazat pe ceea ce persoana respectivă a lucrat. Deci pe ce istoric are, ce reputație, de fapt. Este unde a ajuns pentru afaceri, pentru reușită? Nu. E doar o tactică dintr-o strategie. Folosiți PPC-ul, folosiți afilierele, folosiți e-mail marketing-ul, folosiți CPM-ul, orice altă metodă pe care o puteți folosi, dar SEO poate satisface într-o oarecare măsură o nevoie, nevoia de a ieși la căutări. Asta s-a dus de pe SEO, e tricky, lumea își imaginează că SEO e un fel de Merlin cu un băț care a făcut o vrăjeală și a ieșit site-ul pe primul loc la o căutare. Nu e chiar așa, lucrurile trebuie studiate, analizate, trebuie făcute strategii, trebuie determinate cuvinte cheie, văzut concurența, analizat, ținând cont de ceea ce face Google și țineți cont că partea asta e, din toată strategia, e doar o parte destul de mică privind strategia pe care o aveți pentru promovarea site-ului. Da. Mai rămas lucruri, sunt destul de multe lucruri necalificate, după părerea mea. Piața, până la urmă, își are evoluția ei. Clienții se educă în funcție de prestatorii servicii și interesele lor. Într-un fel, lucrurile pot fi corectate, într-un alt fel nu pot fi corectate, în funcție de interes. Voi, dacă ați venit aici, aveți un interes să schimbați, nu neapărat că nu e vorba de a învăța ceva, ci de a schimba informații, de a avea un sharing, de a face, de a pune întrebări, de a avea răspunsuri. Cele trei întrebări prostești pe care pusesem eu la început au un efect sau sunt legate de punctul 2, cine le clarifică? Cei care scriu despre SEO. Personal,
nu sunt cam deloc mulțumit de ceea ce se întâmplă în punctul pe partea asta. Avem bloggeri, bloggerițe, mari experți, mari în online, mari. Foarte puțin scris despre SEO sau chiar și despre PPC. De ce? Pentru că în România sharing-ul de informație ca și cum, dacă zic chestia asta, concurentul meu o să află și o să facă și el. Ceea ce e o prostie. Da, află, o să știe, dar o să-ți îmbunătățești tu situația, pentru că în momentul în care el știe și o să folosească ce tu oferi ca sharing, faci două lucruri. Unul la mână, îți atrage atenția ta ca prestator SEO, cât de ingenios ești, cât de bine studiezi, reputația o să-ți aducă la un moment dat clienți. Doi la mână, dezvolți o piață care, din punctul meu de vedere, e legată la ochi fix prin chestia asta cu sharing-ul de informații, secretele care se află, vai, vezi bine, uite, am aflat secretul. Multe din lucruri voi le știți deja. Asta e o chestie, nu știu, un paradox. Dacă te duci și spui cuiva, uite, știi că dacă îți iei backlink-uri de partea aia, o să nu știu mai, da, știu. Păi de ce nu faci? Păi știam asta. Păi fă, dacă tot știi, că în fond cam asta contează. Faceți sharing informații, dați link-uri, internetul, piața, oricare nișă, nu contează, evoluează fix prin chestia asta. Eu aflu un lucru, îl iau, îl personalizez, îl dezvolt, dau sharing mai departe. Ceea ce eu am lucrat o să ia altul, prin modul lui de a fi, o să progreseze și o să ajungă la un rezultat care nu poate să fie decât pozitiv. Ținând toate informațiile astea pentru noi, nu facem decât să nu facem nimic, de fapt, nici măcar să. Da, deci cât sunt din ei care se scrie despre SEO sau despre PPC.ro? Destul de puțin, e mai lejer să faci blogging pe bârfe, politică și alte chestii cu scopul dintre asta. Resurse, da, sunt câteva. SEOpedia e un forum, probabil știți. SEOpoint e un blog început de mine prin 2005-2006. Wikipedia, SEOplus, tot la fel au și ei niște informații. Wikipedia, evident, care e o resursă destul de bună. Crețu Remus, care am îmbătrânit și el și nu mai scrie de ceva timp, dar sunt niște informații destul de bune. Tudi, care e un tânăr din Cluj și care scrie destul de bine, dar și el la fel, probabil din cauza clienților, ca să nu motivăm așa, n-a mai scris nimic. Pe Cetara nu-l cunosc. Greșeli frecvente, în primul rând, conținutul. Pe e-commerce, pe exemplu, se face upload la o bază de date cu produse. Produsele respective au o descriere, au un titlu. Titlul și descrierea respectivă se găsește pe încă 50.000 de alte directoare de magazine românești, care și ele au importat aceeași bază de date. Cum poți să faci diferența între ele? Decât făcând un efort financiar și fizic, statul la calculator, cu backlink-uri, toate chestiile astea, foarte mare. Pe când, dacă în momentul în care importi lista respectivă și adaugi o descriere, folosind conținut cu long tail, relevant, cuvinte cheie derivate produsului respectiv sau mai știu ce, ai șanse mult mai mari să intreci pe ei. Și apoi, două lucruri. Unu, să intreci pe ei pentru că ai conținut și conținut te ajută. Doi, să ieși la long tail. Și ați văzut conversiile pe long tail. Deci conținutul e foarte important. Cuvintele cheie, da, îți preferă volumul și nu calitatea. Ideea e foarte simplă. Dacă X vizitatori mi-au făcut Y conversii, X plus 1 vizitator o să mai aducă Y plus 1 conversii. Nu e adevărat. Nu e o regulă, de fapt. Lipsa autorilor, astea sunt greșeli care le fac în principal prestatorii de SEO. Denumirea greșită a imaginilor, denumiți imagine, o să rămâneți uimiți cât de mulți oameni, spre exemplu, vor să vadă cum arată un produs. Și în momentul respectiv, ca și comportament, ei se decid să cumpere, pentru că îl văd. Da? Dau click pe imagine, Google o să-l trimită pe pagina. În primul rând, nu o să arate direct imaginea, ci o să arate imaginea și pagina pe care ai pus-o. O să vadă prețul, o să vadă descriere. Dacă o să dea click să vadă imaginea singură, aia e de altă treabă. Dar el poate fi convins fix în momentul respectiv. Traficul de pe imagine e ignorat în mare parte. Spam-ul prin backlink-uri. Știți, da? 5.000 de directoare le-ați înscris. Vă treziți că n-au niciun efect. Ba, de potrivă, vă zice 5.000 de backlink-uri, nu 5.000, din 5.000 de înscrieri, 2.200, eu știu cât o fi ele, de backlink-uri luate într-o zi, să zicem. Ceva nu e în regulă, ceva e artificial. Iar lui Google nu-i plac lucrurile artificiale.
lucrurile care nu survin natural. Densitatea de cuvinte cheie, ascunse sau nu, degeaba o să spuneți jocuri, 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 jocuri. O să ieșiți la jocuri pe locul 1 și cam atât. Adică o să aveți trafic, da, vă luați bani de pe AdSense și o să învârtiți un banner. În principiu o să scoateți niște bani. Dar ca și conversie, pe mai târziu nu prea o să faceți mari lucruri cu ele. Bun, jocurile nu e exemplu în regulă, dar ca idee mai sunt pe laptopuri și pe alte chestii genul ăsta. Duplicate content, la fel nu se ține cont. Duplicate content îl puteți face foarte ușor. Eu am dat un exemplu pe sempoint.dobia meu. Iar pe partea de e-commerce o să mă refer. Pe exemplu, importați o listă de produse, aveți o singură descriere. Lista respectivă e importată de încă 70.000 de alte magazine online, odată duplicate content. 2. Vă înscrieți site-ul în diferite comparatoare de prețuri, care la fel vor să vă ia descrierea voastră, aceeași descriere. Da? Duplicate content, numărul 2. Da, aici am putut să mă aceau și chestia că să fie unice pagini, adică la duplicate content între pagini. Ai un meniu foarte mare, un punct foarte mare și între pagini tu descriere la fiecare produs ai 3 rânduri. Da, și acel 3 rânduri de text se află pe încă, nu știu mai câte alte pagini. Da, deci țineți cont că e un pericol destul de mare și în principiu e destul de ușor de rezolvat problema asta, dar se omite. Canonical links, e o chestie tricky, Google zicea la un dat că e ok să ai www în față, să nu ai. Acum zice că e ok, nu e ok să ai domeniu.ro/index.php sau index.html, le consideră duplicat. S-au rezolvat pentru un atribut rel, canonical, nu știu mai ce, tot la fel folosiți-l pentru a evita problema respectivă. Deja ce mai este de acolo nu mai văd atât de bine, că le-am scris cam mici și nu știu mai au. Deci nu roboți STT, dar roboți STT sunt două tipuri de roboți. Roboți care vă verifică site-ul din punct de vedere al înregistrării, cine a făcut înregistrarea, pe ce perioadă. E o teorie pe care am văzut-o și eu acum, că Google ar ține cont de faptul că un domeniu e înregistrat pe un an de zile. Bine, în România e pe viață, asta e aflat, deci la scurt. Dacă ai idee, dacă aveți .com sau domeniu, alt domeniu pe .ro, sunt roboți care verifică quiz-ul site-ului. El ține cont de chestia asta. Dacă domeniul respectiv e înregistrat pe un an de zile, dacă se cunoaște cel care l-a înregistrat, propriu ok, genul ăsta, s-ar zice că ar avea un efect. Momentan, pe .ro n-am descoperit chestia asta, plus am zis faza cu .ro care e pe viață. Poate s-o schimba cumva, n-am idei. Internal linking, iar foarte important, ce ziceai și tu la un moment dat, dar ideea e că încercați tot timpul să dați de pe prima pagină, de pe categorii, dacă sunteți blogger, de pe posturile noi create, link-uri în spate, către alte posturi, posturi uitate, posturi care în principiu ele nu mai au efect, dar care pot urca la long tail sau la diferite cuvinte cheie. Plus e o metodă foarte bună pentru vizitatori de a găsi pe site-ul vostru conținut relevant pentru postul pe care l-ați scris sau pentru produsul pe care îl aveți. Acel related post, vă recomandăm și acest produs sau chestii genul ăsta au un efect destul de bun, atât pentru roboți cât și pentru vizitatori. Pagini orfane, da, la fel de puțin discutat, de că aveți domeniu.com/categorie/produs ca URL pe pagina de produs. În principiu, slash-ul din mijloc, deci categorie, nu există, pentru că, de fapt și drept, URL-ul e format în așa fel încât doar să conțină categorie, dar în sine categoria nu există. E, așa sunt denumite, pagini orfane. Google, în momentul în care urmează URL-ul respectiv, o să zică, bun, domeniu.com, hai să luăm categoria, din, așa după cum văd eu trimiterea. Păi categoria n-are nimic pusă pe dânsa. Bun, asta e o pagină orfană. Hai să penalizăm. Încercați să evitați partea de pagină orfană. Timpul de loading, serverul care încarcă greu, e un factor nou adăugat de Google. Atât pentru vizitatori, cât și pentru roboți, e bine ca pagina să încarce destul de repede și să nu aveți probleme. Aici mie mi se pare cam un plus chestia asta, dar având în vedere că sunt și hosting-uri mai greoaie, există o posibilitate. Confuzii. Aici ține de, eu cred că sunt de mine unora. Optimizare SEO e un fel de pâine pită, care înseamnă același lucru.
Expresia ei des întâlnită și la cunoscători. Optimizare site versus optimizare pentru motoare de căutare e optimizare site pentru oameni versus roboți. On-page-ul se optimizează în special pentru oameni și apoi cu gândul la motoare de căutare. Dar în principal, dacă țineți cont de optimizarea pentru oameni, roboții or să se discute și ei, nu e nicio problemă. SEO egal social media, că toată lumea Facebook, Twitter, tremură inima când vorbim despre chestia asta, nu e același lucru. Nu confundați social media cu SEO. Chiar dacă Google acum a introdus rezultatele în real time și folosește Twitter-ul, nu înseamnă SEO. Mie, din punctul meu de vedere, e o greșeală ceea ce face Google introducând rezultatele respective, dar problema lor. PageRank. Ajută la poziționare. Nu e adevărat, nu vă ajută la poziționare. Vă dau o notă, atâta tot. La poziționare vă ajută numărul de backlink-uri și calitatea lor. Ca consecință o să luați PageRank, dar nu PageRank o să vă ridice la căutări respective, ci backlink-uri pe ceva. Sunt total de acord cu chestia asta, dar pentru mine ce mi se pare important un link de pe un site cu un PageRank mare. E mai bun decât un link de pe un site cu un PageRank mare. Nu, faci confuzie între PageRank și autoritate, care nu e același lucru. Da, dar oricum PageRank-ul e o notă a autorității relativ. Adică între un site cu PageRank, nu știu, 6 și... Da, de aici devin lucrurile încălcite în mintea noastră a multora. Am zis, PageRank-ul e o notă care e determinată în principal de backlink-uri și de faptul că site-ul respectiv ia link-uri de calitate. Păi da? Da, ceea ce generează în principal autoritatea. Exact. Da, dar nu faptul că ți-ai luat PageRank înseamnă că o să ai și tu autoritate neapărat. Păi tocmai asta sunt chestii pe PageRank 4 ți le-ai înscris în directoare. Atât. Iar directoare n-au autoritate. Da. Ca să faci diferența de PageRank autoritate și altfel. Nu știam că am început întrebările, că am și eu întrebări. Da. Nu acum. Da. Da, deci din punctul meu de vedere nu contează PageRank-ul, contează autoritatea, da, relevanța site-ului. Pentru PageRank-ul tău, nici unul poate să fie important. Adică dacă am eu PageRank 8, nu înseamnă că trebuie să fiu primul. Ai zic o fază, este un site pe .ro, l-am descoperit, nu mai știu când. Un ziar sau ceva de știri, nu mai țin minte. Revista 22, cred. Da? Au PageRank 7. Ai văzut la rezultate Revista 22? Da, dar nu mai interesează. Cum îți dai seama că un site are autoritate sau nu? Prin prezența, în principal, la căutări. Eu spuneam la... Pe nișa respectivă, pe căutări. Deci dacă tu cauți laptop și mai 15 site-uri, în funcție de ore la care iese, ele pot să determină la autoritate. PageRank, la un dat, pe exemplu, poți să găsești site-uri cu PageRank 5, dar la cuvântul cheie de pe nișa lui, el nu este la căutări. Plus backlink-urile, care sunt destul de puțin. Un are PageRank, PageRank poți să le iei pe un singur site. Două, să zicem. E PageRank 7. Dar el nu este la căutări, nu are autoritate. Atunci PageRank-ul respectiv nu-l ajută cu nimic. Da. Da, spuneam că mi se pare important, adică mai important un link venit de pe un site cu PageRank mai mare, de fapt de pe o pagină cu PageRank mai mare, decât de pe una, nu știu, oarecare. Google consumă tot pe link. Indiferent că are PageRank sau nu are PageRank. Zic că e mai calitativ. Calitativ, calitatea ține de autoritate, de vechime, de alte criterii, nu neapărat de PageRank. De asta tot bătșau cu PageRank. Ok, PageRank e bun. De asta zic, e o discuție care veșnic o să discutăm cu PageRank, nu are niciodată. Din punctul meu de vedere, nu are niciun rezultat, nu PageRank te ajută la căutări, ci backlink-urile. Indirect, în mod normal, să iei PageRank. Că iei 3, că iei 4, că iei 8, că iei 10, ideea e să fii la poziționări. Asta e cel mai important. Cu sau fără PageRank. Ai văzut și cred că ești destul de conștient că sunt la diferite căutări destul de mari, pagini care au PageRank 2 sau PageRank 3. Da, logica, și automat, nu neapărat PageRank-ul contează, ci susținerea pe care o ai din spate. Autoritatea backlink-ului, chestii genul ăsta. Mai puțin, ca să lămurim. Cunosc site-uri care au PageRank 5 și am în Google backlink doar 2. Fiindcă sunt afiliat la organizații internaționale, dar el site-ul e sărac. Dar, fiind și în organizație, nu știu care, nu apare în căutări. PageRank e foarte bun dacă îl vinzi. Cu asta sunt de acord. Vrei să faci bani, fără de PageRank, vinzi, devii bogat, faci ce ești în control, ești un SEO bun, PageRank. Dar în rest, în principiu, nu.
Webmaster Tools nu vă ajută la poziționare, iar Webmaster Tools în principiu o să dați niște date despre site-ul pe care îl aveți. El o să știe ce să indexeze, cu ce frecvență, o să vă arate niște date pe care eu le consider destul de irelevante, pentru că sunt de la Google și principal destul de multe lucruri care vin de la Google nu sunt în regulă, nu sunt actualizate. Ranking nu e același lucru cu indexarea, chiar dacă la un moment dat simplu fapt că ești indexat te poate duce la o căutare. Indexarea survine la câteva secunde, nu? Ai făcut o pagină nouă, Google în 2, 3, 5 secunde deja tu e indexat. Poți să dai pe Google să-ți cauți pagina, dar asta nu înseamnă neapărat ranking. Ranking survine în momentul în care te-ai bătut competitorul și ai urcat o poziționare mai sus, 2, 3, 5, 7, 10. SEO, trafic, mult, fără să faci mare lucru, la fel o iluzie, mailing există, dă cu bății în stânga și dreapta, site-urile urc, fac succes, iar eu... SEO, în principal, trebuie să țineți cont că o să vă aducă trafic targetat. Iar targetarea respectivă ține de numărul de cuvinte cheie, de conținutul pe care îl aveți și, în principal, de căutările făcute de utilizatori. Trebuia să mai zici ceva de gratis, că era... e excelent. Nu, no, asta da. E, știu. Gratis e cea mai... Zic, că e ok. Nu mai zic, nu, lasă. Zic, e ok. Hai să terminăm prezentarea și după aia... Da, păi... Use search. Fain. Fără Twitter, fără Facebook, vă rog frumos să nu ajungem la lucruri penibile, m-ați adăugat pe Twitter sau pe Facebook și o să trebuie să vă dau din aia, pentru că un lucru pe care îl face social media e să facă oamenii să renunțe la partea lor privată. Iar eu nu sunt dispus să fac așa ceva. Nu o să vedeți poze cu mine, cu soția, cu copilul, cu cum mai știu eu care, pe Facebook, popularitate, 5.000, mai știu ce alte chestii. Lucrurile astea nu mă interesează. Bine, am 32 de ani, trebuie să recunosc, sunt destul de bătrân pentru așa ceva, dar... repet, nu sunt dispus să-mi dau niște informații care sunt private, doar de dragul de a fi prezent pe internet, de a acumula un număr de follower care o să stea toată ziua gură cască să vedă ce fac eu sau ce zic eu. Plus, nu o să vedeți la mine pe Twitter sau pe Facebook, bine, Facebook e mor de mult pentru mine. Dar Twitter nu o să vezi chestii genul, beau cafea, cămașa mea roz e păcată sau altă lucru. Dacă tot folosesc Twitter-ul și îl folosesc destul de ok, zic eu, îl folosesc să ajut pe cei care mă urmăresc, cei care au un interes în a comunica pe domeniile pe care eu încerc să le ating. Restul vedetelor de pe .ro, I don't give a shit, să fie sănătoși, să aibă 5.000 de followeri, să dau un link și să le dea serverul jos, nu mă interesează. Sunt destul de restrictiv, e alegerea mea, sper să nu am chestii genul, aoleu, nu ești pe Twitter, nu ești online. A, da, deci clar apreciem faptul că tu ai fost sincer cu noi acum, nu trebuie să excludem ca și medii de promovare, rețelele sociale, să nu înțeleagă cumva greșit audiența. Am zis chestii personale, deci discuteți pe persoana mea. Deci, absolut despre tine. Alegerile voastre, sunteți stăpâni pe ele și în consecință o să aveți efectele pe care aveți nevoie. Cam atât. Mulțumesc.